O tumoră de aproape 5 kg a fost înlăturată cu succes de chirurgii toracici ai Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga. În mai bine de 3 ore, medicii au reușit să ajungă la formațiunea tumorală care practic acoperea plămânul drept al unei femei de 61 de ani. La câteva zile după intervenție, pacienta susține că se simte mai bine și poate respira din nou. Femeia s-a adresat la spital după ce și-a fracturat piciorul. Medicii i-au recomandat să facă unele investigații. Ea nu bănuia că analizele vor scoate la iveală o gravă problemă de sănătate, deși a recunoscut că de mai mult timp avea stări de oboseală. Putem munci, dar oboseam. Am slăbit, 5 kg i-am slăbit, da? Brusc din primăvară. Mă nădușam, mâncam tot puțin, da, mă simt bine. M-am născut a doua oară, cred că. Tumoarea la început, practic, nu era vizibilă, însă a progresat foarte repede și a ajuns la câteva kilograme. Din cauza volumului mare al formațiunii tumorale, accesul spre ea a fost practic imposibil, iar intervenția a fost una complicată. Pacienta avea simptome atât din partea sistemului respirator, cât și din partea sistemului cardiac. Am analizat riscurile care pot fi intraoperator, cât și postoperator. În jur de 5-7 zile, pacienta a fost pregătită pentru intervenție chirurgicală. Aveam nevoie de o rezervă mai mare de componente sanguine. Toată intervenția a fost la respirație asistată, pe un singur plămân ventilat, dirijat. La moment, medicii așteaptă rezultatul analizei histologice pentru a stabili tratamentul potrivit. Într-un operator s-a depistat o tumoră gigantă în cavitatea pleurală din dreapta. Pacienta avea o tumoră care ocupa cavitatea pleurală aproximativ în 75-80% cazuri. Deci plămânul drept practic nu respira. Cu greu s-a scos, fără să o fărmițăm. Potrivit chirurgilor, în cele mai multe cazuri, tumorile au un diametru de 30-40 de centimetri și nu cântăresc mai mult de 1 kg.